Bună ziua! Mama, pe ce? Doamna Silvia, bună ziua! Eu mă numesc Ana, sunt de la compania Surprize la domiciliu. Dumneavoastră sunteți astăzi omageată. Împliniți o vârstă frumoasă de 24 de ani și cu această ocazie, acești trandafiri pentru dumneavoastră. Așa, această poză, să o țineți, cineva să o ajute? Torta. Și sticla de șampanie. Deja, cred că o dați bani din partea cui. Corect, am și un mesaj din partea ei, dacă îmi permiteți. La mulți ani, fetița mea, dar pentru mine o să rămâi fetița mea. Chiar dacă Alinul ăsta te supără uneori, promit să te strig așa, când suntem doar noi două. Accept că ai crescut și că te-ai maturizat. Accept că nu mai ai nevoie de mine. Dar pentru mine rămâi mereu copilă pură și inocentă. Copilă cu minte și veselă, pe care am crescut-o. Să păstrezi aceste calități, sunt calități cu care vei ajunge oriunde ți-ai propune să ajungi, să ai o zi perfectă și o seară frumoasă, alături de persoane dragi. După fiecare petală la acești trandafiri se ascunde un sărut și o îmbrățișare din partea mea. Fii fericită, scumpa mea, alături de scumpul soț și de toți noi, mama. Țineți felicitarea și dacă doriți ceva să-i transmiteți un mesaj. Îi mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc din suflet și îmi scump persoană de viața noastră. Mă închid până la pământ pentru tot ce faci pentru noi. Îi iubesc foarte mult. Mă închid. Poate cineva mai adaugă doamnei o felicitare? Ceva îi spune? Vreau să-i doresc multă sănătate și îl iubesc foarte mult. Enorm de mult. Sănătate și așteptăm mai mult de asta. Îți mulțumesc, soacra, Agnido. Îți mulțumim, Agnido. Așa, soții frumoasă, mi-ai dat. Și eu parte de mulțumesc. Mulțumesc, soacra. Ah, bom, tá.